în secolul 1 după Hristos în Palestina. Să citează Vitruviu. Să stabilește dacă, dacă casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip sunt vecine sau sunt la mare distanță una de alta. Sunt două case. E o casă care întâi s-a dărâmat și s-a făcut una ca lumea? Nu știu. Copiii din piețe, altă piedică. Acolo sunt două grupe de copii. Întrebarea e, nu cumva sunt unii numai băieți și unii numai fete? De ce refuză ei să se joacă? Apare până și, cu asta culminează exegeza și sper să am puterea să mă opresc aici, există în legătură cu această parabolă și următoarea problemă. Dezbătută de la Sfinții Părinți început. Știți că în parabola asta se spune cât de mofturoși sunt copii, așa sunt și oameni. A venit Ioan Botezătorul, ascetic, nu mânca, nu bea, nu nimic și a zis, e nebun, nu-i da. A venit Iisus care mânca și bea și nu știu. Nici ăsta n-a fost. Exegeză. În asta cu Iisus care mănâncă și bea. Să înțelegem că Iisus avea digestie. Și începe o dezbatere care numără nume importante din patristică. De pildă Clement din Alexandria sau Irineu, care spun nu. Probabil că nu. Pare că biologia lui implica o combustie spontană care suspenda problema. Adică dacă nu o suspenda, ajuns de echipul lui inacceptabil. Eu n-aș vrea să... Eu sper că rețineți în tot ce spuneți, că eu nu textul din utilizez, ci felul în care un text poate trece în mintea oamenilor și ce tip de probleme poate el să ridice. În parabolele așteptării cu sclavii care sunt somați să vegheze, se vorbește mereu de sclavi. Sclavul credincios, sclavul dulos. Louise Shoulov, Berkeley. Aici se vede că biserica socotea sclavajul ca ceva normal. E pare de la sine înțeles să fie sclav, să îi pedepsească stăpânul, să îi omoare dacă e nevoie. Deci asta nu e regulă. Asta arată o dezordine socială care trebuia corectată. Am să închei cu încă un cuvânt despre lucrătorii nevrednici ai viei. Parabola a fost interpretată, între alții, de un domn Richard Ford, care a spus că e o parabolă anti-război și ne poate ajuta să înțelegem invazia americană în Irak. Pentru că și americanii au trimis trupe în Irak și au trimis copii acolo. Cum și stăpânul viei își trimite copilul și mesagerii, și ei sunt omorâți, dar pe bună dreptate omorâți, pentru că e vorba de o invazie străină asupra unui teritoriu care de drept aparținea lucrătorilor. Există și o carte care se cheamă Un Moralische Helden, în care se extrag din parabole figurile discutabile, dar care apar brusc ca modele. Ideea e interesantă, pentru că e adevărat că parabolele ies din convențiile curente ale judecății. Și te trezești că oaia rătăcită, fiul risipitor, tâlpele, vame și sunt, apare în lumină pozitivă. Dar aici, în Rugătorii Nevrednici ai Vii, mi se spune că lucrătorii ăștia care omoară toți mesagerii sunt personaje pozitive. De ce? Pentru că ei prind ocazia care i-ar putea ajuta să devină moștenitor. Și a prinde ocazia e o lecție cristică foarte bună.
A folosit orice ocazie ca să devii moștenitor, în sens înalt, moștenitorul împărăției și moștenitorul. În această parabolă e vorba și de o mare dezbatere legată de piatra din capul unghiului. Știți că parabola implică un citat de Vechiul Testament, în care se spune piatra aruncată de zidari va deveni piatra din capul unghiului. E, ce e piatra asta din capul unghiului? Pentru că, conform studiilor de arhitectură, ea poate fi ori jos, ori sus. Poate să fie o piatră de colț care leagă două ziduri, nu? La bază ca două ziduri să fie, să nu se despartă, e un dispozitiv care le ține la oaltă. Asta înseamnă că o casă pătrată are patru asemenea pietre. Sau e ceva care se pune sus, sau e o piatră, una singură, care încununează clădirea. Și aia e, fiindcă în textul citat se spune, poți să te împiedici de ea sau poți să scadă în cap. Și vă dați seama ce material e aici pentru o dezbatere științifică. Adevărul simplu după mine fiind că Iisus, care în această parabolă pune problema autorității în general, vrea să spună că dacă nu asumi temelia unei autorități, te trezești cu ea în postură de prăbușire rectificatoare. Lucrurile astea sunt legate. Bun. Înainte de a încheia, aș vrea să, ca să nu rămân doar la un inventar de exotisme, să mă refer scurt la o parabolă, nu ca să vă arăt că, uite, spre o șurie de toți ăștia, o să vin cu interpretare. Dar e o parabolă foarte simplă, care nu apare decât la Luca. Vreau să spun un cuvânt despre ea, care ca să încheiem totuși ambote. E parabola seminței care crește singură. E o parabolă foarte scurtă. Un moment. Are două versete. E foarte simplu. Un om seamănă și după ce seamănă, își vede treaba. Și se spune în mod explicit, să culcă, să trezește, să culcă, să trezește. În timpul ăsta sămânța încolțește fără ca el să știe cum. E un accent foarte special pus pe acest fără ca el să știe cum, în mod automat. Automat, spune textul. Și pe urmă vine recolta. Asta e tot. Cum interpretăm această parte? Exegeza tradițională spune, sunt două teme. Un, e sigur că dacă s-a semănat ceva, o să vină recolta. E sigur că dacă Iisus a venit și a anunțat împărăția, împărăția o să vină. Vă amintesc un pasaj din Filipeni. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Deci, fiți siguri că după întruparea lui Dumnezeu, finalul acestui episod auroral e garantat. Vine. Orice ați face, tot vine. Deci asta e prima temă a parabolei. A doua temă e, în exegeza curent, răbdare. Când să ai răbdare până se mânțează, până se face sămânța cheag și dă o recoltă. Și eu spun, a treia temă care merită adusă în discuție aici, e ce faci în intervalul ăsta. Ce faci până vine împărăția? Și există în Evanghelie parabolele ale așteptării. Cum aștepți? Ei, cum aștepți? Aștepți placid?
Din această parabolă s-ar înțelege ceva mai curând. Îți vezi de treabă, n-ai să fie. Și din acest punct de vedere, parabola are o notă de spirit critic la adresa zelului. Nu te steagiți foarte mult. Era și o dispută istorică a momentului. Cei care vreau împărăția poimii. Și să mireau că Iisus și apostolul nu întreprind nimic. Ce faci? Zelul nu e recomandat. Agitatorul, activistul, nu e recomandat. Nu ăsta e ce ne trebuie. Dar ce faci? Parabola spune, te culci, te scoli, te culci, te scoli. Și lucrurile se întâmplă. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, unu, trebuie să ai încredere, că lucrul se va întâmpla. Doi, să ai răbdare. Și trei, să ai ritm. Încredere, răbdare și ritm. Asta este tehnica de așteptare a ordinii finale. Asta e respirația libertății omenești. Care nu are nimic de a face nici cu zelul insomniat, nici cu vreo amorțeală utopică. Dar eu văd în această parabolă o foarte compactă analitică a timpului. În această parabolă mi se vorbește de două tipuri de timp. Timpul mare, care începe cu Alfa și se termină cu Omega, începe cu Geneza și se termină cu Apocalipsa, începe cu semănatul, cu întruparea și se termină cu judecata, ăsta e un ciclu imens, și timpul mic, timpul cotidian, te scoli, te culci, timpul vieții zilnice. Problema pe care o avem în general e că noi trăim numai în acest timp și că pierdem din vedere timpul celălalt care e prezent, dar în care noi nu suntem prezenți. Și atunci tehnica așteptării constă în a găsi resurse să nu uiți nicio clipă ciclul timpului mare. Să trăiești simultan în cele două timpuri. În timpul tău, în timpul cotidian, al trezirii și al culcării, dar în același timp să nu uiți nicio clipă că acest ciclu mic face parte dintr-un ciclu mare care organizează, orientează acest ciclu mic. Știu că nu e iarăși eleganță, invoci alte religii într-o ambianță riguros creștină, dar există o parabolă zen foarte simpatică în care un țăran zen, mă opresc în 3 minute, un țăran zen se duce la un țăran, nu un țăran zen. Un țăran, simt, se duce la un maestru zen și spune și mie ce înseamnă zen. El spune, când ai plecat de acasă, ai dat la vaci? N-am dat, mă întorc, le dau, dar eu am urgența asta, vreau să știu ce înseamnă zen. Nu, du-te, dă-le, vino și vorbim. Se întoarce de nou. Când ai plecat de acasă, ți-ai îmbrățișat copiii, soția? Nu, Doamne, lasă că am toată viața să-i îmbrățișez. Spune ce înseamnă zen. Du-te, fă asta și întoarce. Mă rog, după mai multe navete de tipul ăsta, maestru zen spune, asta e zen. Culcare, sculare, îndeplinirea obligațiunilor zilnice, dar având mereu o orientare care trece dincolo de acest timp mic. Sunt tehnici în toate religiile de a aduce timpul mare prezent în timpul mic. Repetarea numelui lui Dumnezeu, care e un fel de a ține mereu becul aprins. Rugăciune. Musulmanii spun, e destul o privire aruncată la ora 12 spre cer, când e soarele la zenit. Deci toți s-au pus problema cum faci ca în desfășurarea vieții zilnice să ai din când în când, sau dacă se poate în permanență, reperul ăsta. Și în privința asta,
Cu alte cuvinte, ce ni se recomandă? Ni se recomandă un fel de bilocație. Să fii prezent nu numai în dimensiunea în care suntem toți prezenți, ci mereu să fii prezent în două dimensiuni. Să, ai un, să vezi lucrurile de sus. Sus inima, spune un pasaj în liturghie, care înseamnă asta. Părăsiți din când în când măcar firul iernii. Un citat din Kierkegaard, din discursul edificatoare, așteptarea fericirii cerești reușește pentru om ceea ce altfel pare imposibil. Anume, îl ajută să fie în două locuri deodată. Lucrează în ceruri și de asemenea și pe pământ. Așteptarea fericirii veșnice trebuie să ajute omul la a se înțelege pe sine în vremelnicie. Văd că sunt la modă discursurile edificatoare de Kierkegaard. Am avut plăcerea duioasă să-l văd pe prietenul nostru mai tânăr, Sever Voinescu, în pline proteste de stradă, încercând să spună într-o emisiune de televiziune destul de contundentă, există un pasaj în Kierkegaard care ar explica lucrurile. Și doamna Medeleanu, cred că cheamă, că era moderatoră, a spus, în cine?